Potrivit unui raport, în perioada 3-31 mai, Direcția Poliția Locală prin Serviciile Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, Protecția Mediului și Activitate Comercială au acționat pe raza județului Constanța în ceea ce privește nerespectarea legii. Mai exact, au fost soluționate 211 sesizări, au fost încheiate 311 note de constatare și au fost emise 211 somații de prezentare, documente sau dispunere măsuri. Mai exact, au fost soluționate 211 sesizări, au fost încheiate 311 note de constatare și au fost emise 211 somații de prezentare documente sau dispunere măsuri. Totodată, polițiștii locali au întocmit 63 de referate pentru soluționare pe cale judecătorească a măsurilor dispuse prin procese verbale de sancționare a contravențiilor. Au fost încheiate un număr de peste 160 de procese verbale de constatare și sancționare privind autorizarea lucrărilor de construcții. Nereguli au fost găsite și în piețe, acolo unde autorizațiile pentru comercializare produse lipseau, polițiștii locali confiscând 10 de kilograme de legume și fructe. În total, în decursul lunii mai au fost aplicate amenzi în valoare de 60.700 de lei. Potrivit reprezentanților instituției, controlele vor urma și în perioada următoare.